Vă salutăm, aici Cosmin și Cezar. O să discutăm astăzi, încă o să facem o altă discuție, a 11-a discuție despre mașinile de afară. De asta dată este ceva diferit. O să discutăm din perspectiva omului care aduce mașinile de afară, e corect, care le transportă sau cum? Le aduce. Mă rog. Da, care le aduce? Explicăm procesul, da? Exact. Nu uh, celui care cumpără. Și. Uite, Ciprian, explicăm de când faci treaba asta și. Nu mă cheamă Ciprian. Scuze. <laughs> Cezar. Nu. Dar foarte multă lume îmi zice Ciprian, uh, uh, nu știu de ce. Îți mai am, am ai... față de Ciprian? Nu, n-ai față de. Ți-am mai zis până acum în emisiune? Nu, 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 numai mai, acum. Dată. nu, numai acum. Dar nu. multă lume mi-a zis. Știi Aia cine este Ciprian? Ciprian este băiatul de la Escușo. Am avut acum două emisiuni un, un șofer de de camion, de, da, așa? De, din din Anglia, știi? Da, și cred că de acolo mi-a rămas în cap ah. Ciprian. El este sing cel mai recent Ciprian ah. pe care l-am întâlnit și alt Ciprian am mai cunoscut. Așa, să trecem la subiect. Așa. Pe vremuri când puteai să ieși din țară, eu mă duceam și mă aduceam mașini. Uh, ori din Italia, ori din Belgia, ori din Olanda, ori din Germania, depinde care mașină, ce mașină îi trebuia omului. Pentru Dar că... cum, cum, mergea? El găsea mașina, nu? Cum uh. se întâmpla? Uh, deci, în primul rând, trebuie să ne hotărâm ce mașină vrem, da? Ce fel de mașină vrem, ce clasă de mașină vrem. Adică, vrem uh, o berlină mare, uh, berlină medie, să zic, da? Mondeu. Da, vrem Mondeu și vrem. Mondeo, Passat, Laguna, Citroen C5, Peugeot 407 sau 508, mă rog. Așa, în funcție de asta, trebuie să vedem cam în ce țară, din ce țară se poate cumpăra acea mașină. Că anumite mașini sunt mai bune de luat din Italia, altele din Franța, altele din Germania și așa mai departe. Ce interesează pe om mai mult? De exemplu, o mașină din Italia va fi lipsită de rugină, dar cu probleme tehnice. Pentru că acolo nu prea se pune accent pe reparații, schimburi de ulei și așa mai departe. Majoritatea mașinilor sunt lovite, interioarele sunt foarte murdare și trebuie să apelăm la Cosmin, nu că Cosmin nu mai așa. Momentan, încă nu sunt hotel, Da, cel puțin pentru câteva luni. Da... Și odată ce ne hotărâm ce mașină și de unde, încep căutările. E bine în general să cauți minim 3-4 mașini una lângă alta, pentru că acolo nu ai nicio siguranță. Tu vorbești cu omul, domne, noi venim peste două zile, suntem acolo, dimineața la prima oră. Dar când ajungi acolo, la spune, frate, eu am vândut-o. A venit unul, ieri a cumpărat-o. Ce era să fac? Să-l dau pe ăla cu banii? Ia-ți ia pa pornița de bani. Și pleacă de aici, că vin unii, poate vin alții din România peste două zile. Na, nu e corect nici față de tine, dar până la urmă omul vinde mașini, cu asta se ocupă. Așa? Bine, că acum fiecare țară are problemele ei cu actele și cu exportul și cu toate alea cel mai ușor din Germania, cu faimoasele numere roșii de Germania, să aibă mașina ITP-ul, ei numere roșii de export pe lună și vii cu ea acasă. Na, eu, eu procedam mai puțin frumos și mai puțin de cinci stele, să zic. Adică plecam cu mașina personală, de, de multe ori cu omul căruia îi trebuia mașina, în general încercam să strâng 2-3 oameni, 2-3 mașini ca să se împartă cheltuielile de, de, transport și de căutare pe acolo la mai mulți, pentru că nu e, nu e ieftin. Să stai în Germania 2-3 zile, hotel, mâncare, benzină, benzină e scumpă în Germania. Să te plimbi de colo după mașini, mie mi s-a întâmplat, de exemplu, la mașina personală, la Mondeo ăsta despre care vorbesc, mi s-a întâmplat de am stat o săptămână în Germania și am căutat în continuu. Deci, și am avut noroc am prieten pe acolo, de am dormit pe la ăia, pe jos, na, de cu un mâncat din geantă, din supermarket și așa mai departe. Deci nu, că dacă te-a pus să intri prin restaurante și prin hoteluri, prin Germania, ajungi la niște sume. Na așa, mă rog, până la urmă se identifică o mașină, se ajunge acolo se găsește mașina, se probează în general pe la parcurile Autopi în Germania au numere de probă pe care le poți pune pe mașină să dă o tură cu ea așa, se pune un tester se, na, te uiți tu cât de bine poți cât, cât permite tehnologia și, și priceperea și dacă totul e ok și cum e în Germania mașina are itp te duci îți iei numere de, de export numerele roșii de Germania și pleci cu ea înapoi. Acum și pe drum înapoi e o mașină pe care tu n-ai văzut-o în viața ta să ai noroc să ajungi cu ea acasă fără probleme 2000 de kilometri nici aia nu e chiar ușor și lipsit de pericole dar na, până la urmă faci și asta poate pare greu poate pare scump poate pare că nu rentează că na, la o mașină de 2000 de euro mai bine o iei din România că așa dai minim 1000 de euro 500 să ajungi acolo, 500 să, aduci, să ajungi cu mașina asta înapoi. Deci minim 1000 de euro te costă practic drumul. Dar după ce te duci în România și vezi vreo 5, 6, 10 țepe, până la urmă zici, știi ceva, mai bine mod cu în Germania, să-mi iau țapă de acolo. Hai să discutăm puțin, că probabil... De ce se întâmplă asta? În România? Da, deci aici să avem mașini proaste și acolo sunt mașini bune. Da, n-am zis neapărat că sunt mașini proaste și mașini bune, trebuie să înțelegem și mașinile de aici de unde sunt. Adică dacă o mașină de aici a fost cumpărată de aici și rulată aici, e posibil să fie mai puțin bună, pentru că unul la mână a fost produsă pentru Europa de Est, că el nu sunt produsă la fel mașinile, da? Doi la mână a rulat numai pe suprafețele noastre și cu praful nostru de aici și cu combustibilul nostru așa de bun de aici, și așa mai departe. Sau dacă e o mașină adusă din partea elaltă, de obicei nu sunt aduse chiar cele mai bune mașini. Adică tu dacă te uiți la un anumit fel de mașină și vezi că ele sunt de la 3.000 de euro până la 5.000 de euro, da, cam ce vrei tu, cam în kilometria, cam în opțiunile așa și așa mai departe, tu dacă găsești aceeași mașină în România cu 2500, că în general așa se întâmplă, sunt mai ieftine puțin aduse în România decât sunt în Germania acolo. Aia nu e o mașină de 2000 pe care îl o vinde cu 2500 Aia e o mașină de 1000 Răsturnată, cu cine știe câți kilometri Luată foc, sudată din două mașini Cu motorul stricat ce, Cine știe ce are mașina aia? Pentru că și ăștia de vând mașinile Ei din asta trăiesc până la urmă Nu poate să trăiască riscând 5000 de euro să câștige 200 Că nu, nu are sens economic Nu? trebuie să iasă măcar un 20-30% profit, cam la orice faci, cam la orice vinzi. Na. Din ce țară sau în ce țară din Europa găsim cele mai bune mașini SH? Mă refer la partea de... Sunt mai atenți cu întreținerea, chiar și climatic vorbind. Mă rog, țin în cont de toate detaliile astea. Din ce țară ai luat o mașină și ți s-au părut a fi mai întreținute, să zic, mai bune, mai E o întrebare extrem de complexă care nu cred că și are vreo rezolvare vreodată. Eu zic că din punct de vedere tehnic în general sunt bune în Germania. În Germania este un fenomen. Primul proprietar, că de acolo e mitul ăsta cu domne luată de la proprietar. Primul proprietar cumpără mașina de nou și o întreține în general la reprezentanță. Eu am un prieten în Germania care lucrează la o reprezentanță actuală Hyundai fostă de Sab care are și acum oameni care vin cu saburile cumpărate de acum 10, de acum 15 ani, cumpărate de noi de acolo, la care s-a făcut întreținerea numai acolo la reprezentanță. Într-adevăr, o asemenea mașină este un lucru extraordinar dacă a pus să cumperi. În general, ce se întâmplă? De la primii proprietari le cumpără al doilea proprietar, care de obicei nu este neapărat german. Sunt oameni de sunt la muncă, de sunt chiar de-au auto de merg cu ele merg un an, doi, nu bagă un leu în ele și când încep să cadă le vând. Pentru că ei știu că vin bulgarii, polonezii românii și le cumpără pentru că, na, pentru ei sunt bune nu, nu, nu e nicio chestie. Dar tu deja iei o mașină în care trebuie investit Na Bun Acum să vedem și partea asta pentru eu știu, de la câți bani sau cât trebuie să coste o mașină ca să merite cu adevărat. Adică mi-e greu de crezut că cineva care are 2500 se duce să-și cumpere o mașină. Deși ținând cont de ceea ce ai spus mai înainte, da, ar putea fi îndreptățit. Dar să suporți toate aceste costuri. Pentru că nu te duci doar tu. Și probabil așa, și, așa este și bine din moment ce tu nu ai mare tangență cu mașinile și cu lumea asta. E bine să ai pe cineva care să meargă să te ajute cu, ori cu informații, ori să-ți arate... Că oamenii nu știu exact ce să facă. Chiar dacă văd o mie de emisiuni, probabil. E greu să faci treaba asta singur. Bun. Cum Cât trebuie să coste o mașină ca să fie avantajos și pentru mine? Adică să nu plătesc dublu față de cât aș da pe ea în țară. Dar să fii plătit și tu, cel care consiliezi, să zicem așa, vânzarea sau și aduci mașina sau nu știu exact. Cel care intermediază cumva vânzarea asta pe la câți bani s-ar merita? Adică presupun că se poate la orice sumă, dar realist vorbind cam de la ce sumă ai observat tu din experiența ta? Păi, eu a zice că dacă pui, noi vorbim aici date de dinainte de pandemia, acum da. eu nu mai știu niciun cost de la nimica. Așa. Păi, pui așa minim 1000 de euro costurile. Uh -huh. Deci, dusul până acolo cu o mașină, ăștia se împart. Deci dacă te duci, să zic, 3, 500 de euro ăștia de la dusul cu mașina se împart în 3. Dacă nu, le suporți. Și după aia minim 500 de euro să întorci tu înapoi cu mașina ta. Deci minimum 1000 de euro îi cam pui într-un caz fericit, că nu ți se întâmplă nimic, că nu ai nicio problemă, că nu e nicio amendă, că poți să i amenzi, că prin partea alta nu e ca la noi. Că să vezi că dacă te prinde acolo e cameră pe stradă, ți-a făcut blis, s-a venit amenda acasă, ți-o bagă la financiar. Deci nu ai ce să mai, ce mai discuți. Așa. Eu aș zice, na, la o mașină de 5.000 de euro, da? la o mașină de 5.000 de euro, 1.000 de euro e cât? 20% din valoare. Zici, bă, 20% din valoare? Mh hai că să vedem că să ne mai gândim. Acum, concret, în lumea reală, eu am avut de luat o mașină pentru o firmă de calculatoare cu care să se ducă să repare, să adune de la clienți aparatele, televizoare, calculatoare, monitoare și așa mai departe, să le adune, să le ducă la firmă, să le repare, să le ducă înapoi și așa mai departe. Ne trebuia un fel de mini-dubiță, un fel de Fiat Doblo Ford Transit Connect și așa mai departe. Și am zis, corect, cât costă aceste mașini? 1800-2000 de euro. Clar, nu ce în nicio Germanie, stăm aici și căutăm pe aici. Bun. Am fost, am căutat prin toate parcurile de pe centură, prin OLX, am fost la Slatina, am fost la... Cred că până la Severin am fost cel mai departe atunci. Și după ce am fost și am văzut, am pierdut vreo două săptămâni și o grămadă de benzină, că toate deplasările ăștia se fac cu benzină, totul costă. Așa? Uh, ne-am dat seama că mai bine ducem până în Germania, luăm o mașină, costă aducerea ei la fel de mult ca mașina, dar măcar rezolvăm treaba. Și așa a și fost. Până la urmă am luat un Opel Zafira cu stație de gaz pe ea, ne-am dus până în Germania, am luat-o pe la München, pe undeva relativ aproape, ne-am dus în Germania, am luat-o, am venit cu ea înapoi și na. Apropo, că ai adus aminte de asta și mai avem încă 10 minute, poate ar trebui să începem în discuția. Uh... Uite la mine, că vorbeam mai înainte. Uh, cum mai caracteriza uh, un Ford Mondeo de 20 de ani și un Chevrolet din 2008? Uh, Chevrolet Aveo. Ce-ți spune asta despre mine? Da, N-aș putea să -aș putea uh, nu, să, uh, să în, spună. Din punct de vedere al alegerii. Nu, ha, ca să mă înțelegi. Da, nu, cred că au... Bine, noi... deși, deși nu le-am ales pe amândouă. Dar ce vreau să, să zic. Ai nevoie pentru o familie de două mașini, eu știu, de, în aceeași, în clasele astea, din clasele astea? Eu întotdeauna am recomandat uh -huh. să nu-și ia mașini la fel. Deci, dacă ai nevoie de două mașini într-o familie, că sunt doi șoferi, nu de altceva, da, uh -huh. așa, să fie foarte diferite mașinile nu ca producători, vorbim ca și clasă de mașină. Pentru că e posibil să ai nevoie de altceva la un moment dat și atunci să zici, da, uite, mie nu -mi trebuie Mondeo ăsta să mă duc cu el la piață. Mă pot duce și cu o mașină mai mică. Dar când am nevoie să plec în vacanță, ce fac? Plecăm cu amândouă mașinile ca să avem loc? Nu merge. Plecăm cu aia de e mai mare. Invers. Eu trebuie să mă duc în centru. Eu știu, mi-e mai ușor de parcat Aveo. Plec cu Aveo, nu plec cu Mondeo. Da, te poți eși, e mai versatilă treaba având uh, un parc auto mai diversificat, e mai versatilă treaba. Așa n-ar mai fi ideea ții două mașini la fel că mai ai pui piese de la una la alta, roțile merg de la una la alta. Uh, na, asta ar fi o, un avantaj dacă ai parc auto la fel. <gri> Tot ce vreau să te cu toată asta e că uh, la tine vin oamenii, nu știu, de asta e prima dată când ne vedem față în față. Noi am mai vorbit, dar față în față e prima dată când ne-am întâlnit, ca să știu oamenii. E, clienților tăi, să le zic așa sau cum vrei tu, le spui, le explici treaba asta, stați de vorbă sau doar ei aleg mașina și tu... Sau, cum făceai tu? Cum procedai tu? Uite, de exemplu, un, un vecin de-al meu a zis, bă, uite, am auzit că te ocup cu mașini cu ăștia, cu adus de nu știu ce, eu vreau să-mi iau o mașină. Zic, da, domne, foarte bine, hai să vedem care, cum, ce treabă, ce ăla, hai să ne întâlnim, să discutăm, să zicem ce e vorba. O, păi la cine mai întâlnim? Că uite, eu vreau cu tare mașină, mie spui cu cât poți să-mi aduci. Zic, nu, nu, eu așa ceva nu fac, sunt, sunt parcuri auto, sunt eu olx plin, autovitu și așa mai departe, nu, nu e treaba mea asta. Dacă vrei, ne întâlnim, vedem exact de ce ai tu nevoie, dacă poți să te ajut cu ceva de așa. Bine, dacă nu, asta e. În general, lumea zice eu vreau cu tare mașină. Să zic, în cazul lui, el vrea un Tiguan. Deci un, un, un SUV mic de la Volkswagen, da? Omul avea un Golf Plus. Golful Plus e un Golf puțin mai înalt. Adică și Tiguanul e un Golf Plus puțin mai, mai, mai înălțat. Nu, asta diferența. Da? Deci, e diferența. Deci ele așa. față de Sol... Golful și Golful Plus sunt la fel, doar că Golful Plus mai are un pic de loc înăuntru. Tiguanul are la fel de mult loc ca într-un golf, numai că e mai sus de pământ pus. Uhum. Și zic, da, bun, te duci la munte, schiezi, ai nevoie de 4x4 și ce nu, că nu, nici nu vreau 4x4. Păi, și atunci ce faci cu el? La ce trebuie acest mini SUV? Păi că sunt la modă și că îmi place cum arată. Păi bine, dar uite, de banii ăia poți lua altceva în cazul ăstuia, până la urmă și-au un pasat. Pasatul este dintr-o clasă mai mare, e o mașină mai mare, are mai multe dotări și așa mai departe. Pentru că lui nu-i trebuia la nimic partea de înălțare a acestui Tiguan. Na. Vezi tu, uh, poate că judecăm treaba asta puțin prea aspru sau suntem uh, și noi pe atelier. În multe discuții am făcut uh, fix, uh, am mers pe logica asta, pe care a explicat-o tot acum. Dar vreau să zic că uh, de multe ori uh, poate că nu utilitatea e ceea ce face pe oameni să cumpere orice, nu doar mașini. Poate că contează și poate suntem noi în bula noastră și nu ne-am prins. sau Poate, poate pentru marea majoritate contează alte lucruri, să nu le numesc eu acum. Da și nu partea asta de utilitate. Fix cum a zis omul. Bă, eu vreau că e la mod, Perfect de acord cu asta. De ce ar fi o problemă? Eu nu zic că ar fi o problemă. Eu zic doar că trebuie aceste lucruri avute în vedere și uh -huh. asumate. Da. Deci dacă omul spune doamne, eu vreau din asta, ca și vreau eu. Înțeleg că poate nu-mi trebuie exact felul ăla de mașină și că poate felul ăla de mașină e puțin mai scumpă, dar din asta vreau eu. Da, bun, gata, nicio problemă. Deci odată ce ne-am hotărât exact ce mașină vrea omul, apare problema cu banii, pentru că nimeni nu are bani. toată, lumea, toată lumea zice, eu vreau cu tare mașină. Da, bun, eu mă uit, zic, da, uite, aceste mașini sunt în Germania cam 15.000 de euro, da? Cofi fi 15, că o fi 17, ce mai negociezi, ce mai nu știu ce. În orice caz, dacă te uiți la o mașină de 15.000 de euro, trebuie să ai măcar 17.000 ca să o cumperi. de deci, să ajungi cu ea în fața blocului, îți trebuie măcar 17.000. Ca să fie, că se întâmplă ceva, să negociază, nu să negociază, găsești una mai bună, mai scumpă cu 1.000, nu, să se știe ce se întâmplă, dar trebuie să ai banii ăia da? E, și eu le zic, da, domne, corect, eu vin acum să-mi arăți banii. Mie mi-a o plasă cu 17.000 de euro în ea, ne să discutăm de mașini. Păi, da, da, stai că eu am banii. Păi cum n-ai banii? Dar ce facem? Cu ce cumpărăm mașina?" A, păi nu, că poate o vând pa mea, poate ne gândim, poate iau un credit." Păi bun, atunci discutăm atunci, pentru că lucrurile sunt dinamice, ele se schimbă." Nu are rost să stai să te uiți acum de mașini dacă tu nu le poți cumpăra, pentru că această mașină se va vinde." A, că te uiți orientativ ca să știi cam pe unde te încadreze, asta da." Dar să stai să te tot uiți la mașini când tu nu ai bani pentru ele?" Da, e un fel de sport, că acum dacă vă gândesc, aveam unii prieteni care, Bun, pe la serviciu știi că fiecare cum poate să treacă timpul. Băi, și am avea ceva să te întreb, foarte ca lumea, ia zi -mi, dintre toate mașinile pe care le-ai adus tu, ai avut vreo situație, și acum mi-am adus aminte ce voiam să te întreb, mașinile, să zicem că te duci cu o mașină, să Cu mașina personală, da? Cum poți cumpăra de acolo o mașină știind că ea te aduce în siguranță până acasă? În siguranță însemnând să nu te lase pe drum. Sau nu poți? Păi -ai nu, niciodată poți. nu, nu ai niciodată certitudine. Nu, nu, nu ai niciodată certitudine. Poți fi tu de vină? Da, bineînțeles. Nu, poți fi tu de vină cel care eu sunt om, apelez la serviciile tale și nu vorbesc de tine acum. Da, da, vorbesc înțeleg, înțeleg. Seri... Sunt mulți oameni. Dar apelez la serviciile tale. Merg cu tine până în Germania, tu faci, achiziționezi mașina. Uh, o achiziționezi, să zicem, în siguranță. Uh, te duci undeva unde ți se pare că e un dealer ok și probabil aveți cu toții contactele astea fiind de mult timp. Mă rog, uh, fiecare cum, uh, cum știe acolo. Când... Uh, îi zici omului, da, uite, mergem, o facem, o testăm, ajungem acolo. Iau că este ok. Omul o ia că e ok, că tu i-ai zis, eu sunt it eu mă pricep la alte lucruri, tu ești specialist, tu eu de că altfel veneam singur și mașina se defectează pe drum. Cum, ce se întâmplă în cazul acesta? Cum, sau poate ai avut vreun caz? Nu, eu am avut, am avut mare, mare noroc și nu mi s-a întâmplat asta. Mi s-a întâmplat să mi se strice mașina cu care mergeam eu, uh -huh. care nu era a mea. Mașinile mele, în general, ce s-a stricat s-a reparat, eu am scule, piese. Nu e, la mine nu prea e problema asta, dar am mers cu mașină care s-au stricat. Am împins, cred că 8 km, am împins un for Focus noaptea pe la 3, pe autostradă prin Germania. Dacă ne prindea cineva pe acolo împingând la mașină pe autostradă în Germania... <sus> Bine nu era. Așa, l-am împins până în primul ora și am văzut care era problema, am așteptat până s-au deschis piesele, magazinele de piese, am luat ce piese mi-au trebuit, le-am schimbat și am plecat mai departe. Acum, în varianta asta ipotetică, eu tocmai de-aia plec cu mașina mea de acasă. Deci, multă lume m-a întrebat, bine, dar de ce nu cu avion? Că sunt abonamente pe la Wizz Air, pe la Blue Air, pe la ăștia, îți poți lua bilete dinainte, sunt ieftine biletele, acolo îți închiriezi o mașină. Da, domne, corect, dar eu cu toate sculele și cu toate... De unde? ce fac cu ele? Deci eu, în general, când plec, plec cu porbagajul plin, la un brec mare, la un moment de așa, porbagajul plin. Scule, testere, ăștia, pătură. E foarte important să ai pături în mașină, să întâmplă ceva. Trebuie să dormi în mașină. Ce faci? Cum dormi? Apă, mâncare, frigider. Sunt toate ăștia. Întreagă tactică păi de da, de nu e, Păi da, nu e, nu e de râs. Nu e păi de da, nu. Păi e frig afară. Nu e, nu e chiar așa. Uh, da, în caz că, doamne ferește, s-ar întâmpla așa ceva, na, ce să faci? Te sună omul, bă, mă lăsăm mașina nu știu pe unde, hai să vedem ce facem. Acum, dacă eu, în general, când am plecat eu cu încă o persoană să luăm o mașină, am luat mașina aia și după aia am plecat convoi înapoi. Deci, în caz că s-a întâmplat ceva, nu era nicio problemă. Până la urmă, o trăgeai pe dreapta un cu ei, te urcai în asta altă mașină și vedeai acasă. Ce să faci? Asta e, eu chemai platformă sau ceva pe platformă și aia era, mai era un cost în plus pe care trebuie să ți la asume. Asta am spus de la început. Trebuie să îți dai seama că e o, un risc, e o aventură, e o asta. Dar multă lume apreciază treaba asta pentru că se simt mai puțin țăpiți. Adică... Eu, eu aș aprecia în cazul în care aș ști, de exemplu, de la început și aș face discuția, nu știu cum dar cum se procedează. Dar, dar aș aprecia dacă a, cineva cel pe care l-aș contracta, ca să zic, să meargă cu mine, să -mi dea o părere despre mașină, mi a spus și de la început aspectul acesta. Băi, uite, se poate întâmpla. Pentru că nici voi nu sunteți Dumnezei mașinilor, cu să știm cu toții, că îți poate scăpa, n-ai cum. Bă, uite, există și probabilitatea de nu știu cât la sută să se întâmple și această situație. Bun, nu s-a întâmplat, ca o să liniștești omul, dar îi explici. Dacă se întâmplă, ă, știi că cât ziceai? Că este o grămadă de bani de pe autoban Dar Da, da, -e -mai e mașină, stradă, da, numai să te scoată din autostradă, păi da. Cum facem? Uh, trebuie să-ți asumi, unul, să-ți asumi și cheltuiala în caz că se întâmplă sau o împărțim cheltuiala sau cum... Uh, nu, cum? eu nu. nu am absolut niciun fel de treabă. Uh -huh. Deci asta nu, e, asta nu e treaba mea. Mi s-a întâmplat mi întâmplat asta din cauza că eram acolo să iau omului mașină, nu că mă plimbam eu. Deci nu, eu n-am ce treabă cu asta, cu amenzi de circulație, când e altul om la volan. Tot la fel. Ce treabă am eu că merge el repede? Eu le spun, bă, vedeți că nu e de râs. Nu vin amenzile acasă, eu vi le dau să le plătiți, că nu, nu stau eu să plătesc amenzile voastre. Eu îmi pun pilot automat, că de am pilot automat la mașină, cu 2-3 km peste limita de viteză, e 130 pe 131, că nu bate la exact, nici aia nu-ți fac poză la 131 și așa mai departe. Dar, uite, de exemplu cu mașina cu probleme tehnice uh -huh. La Zafira asta de-am luat-o din Germania A fost o problemă Mașina mergea cam în trei Să zic în trei jumate din patru cilindri Nu mergea motorul foarte rotund Eu am presupus că e pe problema pe partea de gaz Pe aprindere, pe ele Am zis, las că o rezolvăm Oricum a fost foarte ieftină mașina pentru ce a fost Și așa mai departe Și în stare tehnică foarte bună în rest Deci în afară de asta era totul extraordinar la ea Așa și zic că nu are nimic, hai că ajungem noi cu ea acasă așa, o reparăm acasă, că nu e, sunt, e un Opel, sunt ieftine piesele, nu e nicio problemă. Și până la urmă se pare că n-a fost așa când am ajuns cu ea acasă, am constatat că nu prea avea compresie pe un piston și că trebuia reparat motorul. Și na, au mers oamenii cu ea așa că să facă distribuție pe aici prin oraș unde le trebuia lor cine știe ce putere și așa mai departe. Și până la urmă, când s-a făcut o analiză că să ne apucăm de ea să o reparăm, s-a făcut o analiză, a spus omul că nu vrea să-și asume reparația și am vândut-o. Deci nu... Na dar nu a ieșit niciun scandal oamenii ăștia au luat, bă, cred că cinci mașini le-am adus până acum nu a fost problemă cu niciuna na. mă rog, sau cât ce problemă a fost au rezolvat asta vreau să zic Nu. am înțeles Cezar să încheiem că oamenilor nu, se pare că nu le plac așa foarte lungi podcasturile, maxim 30 de minute și o tot zic și prin comentarii, așa că na, căutăm să îi mulțumim Uh, mie mi-a făcut plăcere și cu siguranță ne mai auzim și la alte podcasturi și la unele filmări surpriză. O să vedeți voi atunci când o să fie uh, cazul. Uh, o zi minunată, o noapte minunată, o dimineață la fel de minunată, depinde când ne vedeți. La revedere! La revedere.